Informațiilor E15, bună ziua domnilor și domnilor, sunt Ștefan Bășcuță, bine m-am găsit la știri. Mircea Drăghici, fostul trezorier al PSD, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare. Instanța a decis și confiscarea sumei de 19.000 de euro de la Mircea Drăghici. El a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Liviu Dragnea, a fost trimis în judecată de DNA pentru că a folosit subvențiile primite de partid din bani publici pentru a-și cumpăra o casă. Dar mai multe ne spune chiar acum în direct colega mea Liliana Năstase, senior editor B1 TV. Lili, te ascultăm. Bună ziua! Bună ziua, Mircea Drăghici. Ar trebui să se predea cât mai repede autorităților asta după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis minuta condamnării definitive la 5 ani de închisoare către poliție. În cazul în care nu se predă, atunci poliția va merge să îl caute la domiciliu sau îl va contacta telefonic, urmând să stabilească unde se va preda. De altfel, Mircea Drăghici a fost condamnat la 5 ani de închisoare în primă instanță în luna octombrie anul trecut, însă a contestat această decizie a instanței de fond de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ulterior, însă, în urma reanalizării, magistrații au respins astăzi recursul lui Mircea Drăghici. De asemenea, a fost respins tot astăzi și recursul procurorilor anticorupție, care solicitau o pedeapsă mai mare de 5 ani. Mircea Drăghici și-a dat demisia din PSD la începutul anului 2020, după ce a izbucnit scandalul subtilizării subvențiilor primite de la stat pentru Partidul Social Democrat. Atunci a ieșit la iveală că acesta ar fi luat numai puțin de 380.000 de euro din subvențiile date de stat către Partidul Social Democrat pentru a-și cumpăra o vilă în centrul capitalei și, de asemenea, tot atunci ar fi cumpărat și o mașină de lux. Liliana Năstase, mulțumesc mult pentru aceste informații. Mergem mai departe. La aproape 24 de ore după gafa privind testarea obligatorie la intrarea în Grecia, Ministerul de Externe a găsit și o explicație, o greșeală de traducere venită de la Ambasada României la Atena, drept pentru care traducătorul a fost dat afară. Nimic despre ieșirile intempestive ale purtătorului de cuvânt al Ministerului, care nu a mai verificat nicio informație și a ieșit în mass media să anunțe restricțiile impuse de greci. Ministerul de Externe a găsit acarul păun în deficiențele de comunicare de la centru. Un traducător a înțeles greșit ce scria în comunicările autorităților din Atena. În contextul informațiilor anunțate de Ministerul Afacerilor Externe în cursul zilei de ieri cu privire la modificarea condițiilor de intrare în Grecia, MAE precizează că, dintr-o regretabilă eroare de traducere a Ambasadei României la Atena, a normelor publicate în monitorul oficial ELEN, nu a fost inclusă mențiunea testării conform unui algoritm stabilit de către autoritățile Elena la trecerea frontierei, inducându-se ideea greșită că toți cetățenii care vor intra în Grecia pe cale terestră vor fi supuși testării. În acest context, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus încetarea raporturilor de muncă cu traducătorul de pe plan local care a efectuat traducerea, precum și cercetarea disciplinară și sancționarea responsabililor din cadrul misiunii diplomatice care trebuiau să valideze aceste informații, arată comunicatul Ministerului de Externe. Și atât, cum a fost emisă către presă informația eronată și neverificată nu mai reprezintă un punct de interes. Bineînțeles că turiștii au fost panicați aflând informația falsă că sunt obligatorii și testele rapid antigen la trecerea frontierei, ceea ce nu este adevărat. Ce să zic, o greșeală uneori se plătește, ne pare rău, dar ar fi bine să fim atenți. Probabil că în indicațiile privind trecerea frontierei era scris, așa cum era și în trecut, că pot fi și testări aleatorii. Și a fost o eroare de traducere din ce ne dăm seama. În loc de aleatoriu a fost scris obligatoriu, dar ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferență care a fost trecută cu vederea și de purtătorul de cuvânt al MAE, care a ieșit grăbit să dea informația la un anumit post de televiziune. Cetățenii români care vor intra pe cale rutieră în Grecia vor fi testați cu toții. Într-adevăr, certificatul digital facilitează libera circulație, dar în sensul asigurării unui acces securizat, unitar, la verificarea informațiilor privind vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală. Acum, fiecare stat membru rămâne în continuare cu competența de a suplimenta anumite elemente, vorbind de o testare rapidă, și ulterior de a adopta anumite măsuri cu privire la sănătatea publică. Românii din Grecia au punctat imediat gafa și au anunțat eroarea în care s-a aflat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe. Aseară, Oana Darie, din păcate, a
transmis întregului popor faptul că testările la vamă vor fi obligatorii. Lucru neadevărat, este cel mai probabil o eroare de traducere din greacă în română. Testările sunt în continuare aleatorii. Nu există această informație cum că toți turiștii la intrarea în Grecia ar trebui să fie testați. Informația a venit, din păcate, doar din partea României, care România nu poate să decidă niciodată protocoalele de intrare în Grecia. Varianta Delta a coronavirusului a început să se transmită comunitar. Semnalul de alarmă vine de la Institutul Național de Sănătate Publică, care arată că deocamdată nu este o transmitere generalizată, dar au apărut comunități unde tulpina se transmite. Colega mea Gabriela Del Pupo ne spune unde sunt aceste focare, chiar acum în direct. Gabi, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! Un focar, ultimul depistat, este în Pitești. De asemenea, în ultima săptămână au mai fost confirmate 13 cazuri în Argeș și București, majoritatea. Avem, de asemenea, un focar în Popești, Leordeni. Acolo sunt 13 infectați de origine indiană și în județul Brașov, în Bod, sunt 3 cetățeni de origine indiană. În restul cazurilor, bineînțeles, au călătorit în India sau au fost infectați în urma contactului cu cineva care a călătorit în India. În total sunt 57 de cazuri în acest moment. Rata de secvențiere a ajuns la 74%. Au fost testați cu această secvențiere peste 1000 de persoane care erau suspecte. Cam aceasta este situația prezentată astăzi de Institutul Național de Sănătate Publică. Deși nu putem să vorbim de o răspândire în întreaga țară, avem câteva zone unde într-adevăr s-a transmis acest virus, varianta tulpinii indiene Delta. De altfel, știm că mai există încă o tulpină în țara noastră, vorbim de Delta Plus. Este, din păcate, o rată de transmisibilitate mult mai mare decât la tulpina britanică și aceasta era oricum cu 50% mai contagioasă decât varianta inițială SARS-CoV-2 care a plecat din Wuhan. În acest sens se încearcă și relansarea campaniei de vaccinare, pentru că specialiștii se tem că acest val 4 care va veni în toamnă va fi constituit din persoane care se vor infecta cu această tulpină indiană Delta. Valeriu Gheorghiță a explicat ce face ca tulpina indiană să fie atât de îngrijorătoare la nivel global. În cazul variantei Delta, comparativ cu varianta Alpha și varianta inițială din Wuhan, este mult mai mare. Un caz pozitiv de infecție cu varianta Delta poate să genereze până la 6-7 cazuri secundare de boală, după cum un caz de infectare cu varianta Alpha, cu varianta cu tulpina britanică, care în momentul acesta este dominantă, poate să genereze circa 3-4 cazuri secundare, iar infecția cu tulpina inițială din Wuhan genera circa 2 cazuri secundare de boală. O altă particularitate a tulpinii Delta, spune Valeriu Gheorghiță, este capacitatea de a scăpa de sub protecția răspunsului imun, în special în cazul persoanelor care au trecut prin boală cu altă variantă de tulpină. O altă particularitate a variantei virale Delta este legată de capacitatea de a scăpa de sub protecția răspunsului imun. În mod deosebit la persoanele care au trecere prin boală cu diverse alte variante virale, în circa 20-50% din cazuri, persoanele care au trecut prin infecție cu SARS-CoV-2 cu alte variante virale, în mod deosebit cu varianta inițială din Wuhan, nu sunt suficient de bine protejate față de riscul de reinfecție. Ca atare, tot ceea ce vedem în momentul de față în Africa de Sud, dar și în alte țări, precum India, vedem că în Africa de Sud, de pildă, o țară cu o rată de acoperire vaccinală sub 5%, avem în momentul de față o evoluție importantă a numărului de cazuri. Practic se înregistrează un al treilea val important de îmbolnăviri, acesta fiind cauzat de infecția cu tulpina Delta. O nouă etapă de relaxare a măsurilor anticovid intră în vigoare de astăzi cu facilități, mai ales pentru persoanele vaccinate. Restaurantele, terasele și cluburile sunt deschise până la 2 noaptea. La anunț sau botezuri pot participa mai mulți invitați decât până acum, iar evenimentele în aer liber pot avea loc cu mii de oameni dacă sunt evident vaccinați.
Însă trebuie să privim măsurile rămase cu maximă responsabilitate, consideră prefectul capitalei Alin Stoica. Liber la concerte, cluburi și evenimente cu mai mult de 2500 de persoane, cu condiția ca toți participanții să fie vaccinați. Atenție însă, controlele vor fi sporite, avertizează autoritățile. Ar putea să primească experiența capacitate maximă dacă aceștia sunt vaccinați. La fel și la evenimente, mă gândesc. La fel și la evenimente de tip nunți sau evenimente private. Aș remarca faptul că de la 1 iulie a fost deschisă o activitate nouă, și anume activitatea de târguri și expoziții, care până acum a fost interzisă. Controlele sunt, într-adevăr, sunt intensificate pe această perioadă, așa cum am spus de fiecare dată, în momentul în care se schimbă sau apar măsuri de relaxare, este bine să vedem și să verificăm și faptul că măsurile de precauție sau de prevenție sunt și ele respectate. În măsura în care va exista un astfel de valpat, sunt desigur că vor trebui luate măsurile de prevenție, de protejarea sănătății populației. Valul 4 al pandemiei va deveni o realitate la toamnă dacă românii nu vor respecta în continuare restricțiile impuse în pandemie, avertizează prefectul capitalei. Toate măsurile de relaxare trebuie privite cu responsabilitate, chiar dacă acum traversăm o perioadă foarte bună. Vedem că indicele de infectare este foarte mic, de 0,04. Pericolul în momentul de față în București este foarte mic, într-adevăr, de infectare, și atunci putem să facem toate aceste activități. Măsurile de prevenție care au mai rămas trebuie să fie respectate și, în același timp, trebuie să impulsionăm și vaccinarea, pentru că vaccinarea încă stagnează, e din ce în ce mai mic numărul de oameni care se vaccinează și este foarte posibil ca un val 4 să apară în toamnă. Deja tulpina aceea indiană este prezentă și în Europa, deci este foarte bine să fim vigilenți și în același timp să încurajăm vaccinarea. Guvernul este pus la zid de specialiști în sănătate. Unul dintre cei mai cunoscuți cercetători de la noi din țară, Octavian Jurma, a reacționat extrem de dur după ce premierul Câțu, ministrul sănătății Ioana Mihăilă sau chiar președintele Iohannis au anunțat că pandemia a fost învinsă. Declarațiile astea sunt la propriu halucinante. Ținta să eliminăm pandemia a fost atinsă. Wow! Am impresia că sunt într-o realitate paralelă. Dar dacă o spune azi prim-ministrul și săptămâna trecută președintele, trebuie că e adevărat. Cu așa asigurări, singurul meu motiv de îngrijorare mai rămâne faptul că până acum declarații de o asemenea impertinență au iritat atât de tare divinitatea încât au fost urmate exact de opusul lor în realitate. Își începe medicul Octavian Jurma postarea acidă pe Facebook și aduce aminte specialistul în sănătate și de declarațiile similare de dinainte de valul 3. O altă declarație halucinogenă din februarie 2021, tulpina britanică este sub control, a fost urmată de valul 3 și ne-a costat 12.000 de vieți. Nu îmi doresc să aflu câte vieți o să ne coste pandemia, s-a terminat și, implicit, campania de vaccinare s-a terminat odată cu pandemia. Așa încât să ne rugăm, Doamne iartă-i că nu știu nici ce fac și nici despre ce vorbesc, mai scrie Octavian Jurma. Și criticile dure aduse guvernanților nu se opresc aici, nici pe departe. Renunțarea la încă 1 milion de doze de vaccin Pfizer este evident astfel justificată și devine un nou mare succes al campaniei de vaccinare. A campaniei de vaccinare plus o nouă premieră românească în lume. România este prima țară din lume care aruncă vaccinul la gunoi și îl vinde pe cel pe care încă nu a expirat. Motivul? România a învins pandemia. Nu Australia, nu Noua Zeelandă, nu Israel, nu Marea Britanie, nu Statele Unite. România este prima țară din lume care a învins pandemia de COVID-19 și de aceea nu mai avem nevoie de vaccin. Poate că în realitatea asta, alternativ, România o să câștige și campionatul european de fotbal, mai scrie ironic cercetătorul Octavian Jurma. România a suspendat recepționarea vaccinurilor anticovid cu excepția dozelor de la Johnson & Johnson. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Andrei Baciu, vicepreședintele Campaniei Naționale de Imunizare, a anunțat joi într-o conferință de presă că mai multe state au transmis Bucureștiului cereri de a ne cumpăra vaccinurile rămase din stocuri. Românii nu mai au niciun interes pentru vaccinare. O demonstrează numărul de ordinul câtorva mii pe zi care mai primesc prima doză. Așa că România nu mai are ce face cu vaccinurile și refuză să le mai primească. Pentru perioada următoare, așa cum știm, cu excepția vaccinului produs de Johnson & Johnson, am suspendat livrările de vaccin, tocmai pentru a avea un management al stocurilor cât mai eficient. În această noapte vor sosi în România 237.600 de doze de vaccin produs de Johnson & Johnson.
Iar suplimentar de tranzacția pe care România o face cu Danemarca, așa cum a anunțat și domnul prim-ministru Florin Câțu, sunt solicitări din partea multor state. În ceea ce privește dozele rămase, dar care sunt deja ieșite din perioada de valabilitate, Valeriu Gheorghiță spune că nu vor fi distribuite sau aruncate. Ieri, 30 iunie, au ieșit din valabilitate, din perioada de valabilitate, circa 43.000 de doze de vaccin de la compania Oxford-AstraZeneca. Sunt 7 loturi diferite. Am luat decizia ieri de a carantina aceste doze și de a nu intra în procesul de distrugere, tocmai pentru că se așteaptă date suplimentare vis-a-vis de perioada de stabilitate. Și așa cum era logic, dacă românii nu se mai vaccinează, se închid rând pe rând și centrele de imunizare. 102 centre de vaccinare au activitate suspendată temporar, ceea ce înseamnă mai mult de 10% din numărul total de centre la nivel național. Alte 305 fluxuri din centrele rămase active au activitate sistată temporar și pentru 364 de centre de vaccinare programul de lucru a fost redus la 6 ore sau la chiar la 4 ore. Așa că suntem departe de ținta de 5 milioane de vaccinați stabilită inițial pentru 1 iunie. Și a trecut o lună de atunci. Nu mai vorbim despre faptul că ținta de 10 milioane de imunizații în septembrie nici măcar vis nu mai este. Au început alegerile în filialele din teritoriul ale PNL și deja încep să se arunce săgeți. Florin Câțu, aflat la Suceava, l-a acuzat aproape fără perdea pe Ludovic Orban că are un blat cu PSD-ul. De altfel, Câțu a spus cu subiect și predicat că el aduce adevăratul liberalism. Despre tensiunile de la vârful PNL ne spune chiar acum în direct colega mea Gabriela Mihai. Bună ziua, Gabi, te ascultăm! Am găsit. Eu sunt principalul inamic al Partidului Social Democrat, de aceea trebuie să câștig alegerile și totodată să dau startul pentru 8 ani de guvernare, a menționat premierul Florin Câțu la Suceava, acolo unde au avut loc primele alegeri interne din cadrul Partidului Național Liberal. Totodată Florin Câțu a mai spus că n-ar putea niciodată să se gândească să își dea jos propriul guvern și apoi să facă o alianță cu Partidul Social Democrat. Am văzut că a fost acolo susținut de mai mulți lideri politici din cadrul Partidului Național Liberal. Vorbim așadar despre Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, dar și mai mulți miniștri din executiv. Cele mai multe dintre discursuri au fost atacuri la adresa actualului președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și aluzii la faptul că Ludovic Orban ar avea un blat cu cei din Partidul Social Democrat. Pe de altă parte, am văzut ultima reacție a lui Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Acesta a spus că nu are de gând să mai intre în dialog cu Florin Câțu, mai ales când îi sunt aduse asemenea acuzații. Important de menționat este însă că astăzi cei doi se vor vedea față în față, pentru că aici, la sediul central al Partidului Național Liberal, la ora 17 vor începe alegerile pentru filiala din sectorul 1 din capitală a Partidului Național Liberal. Alegeri la care participă doi contracandidați. Până acum ar fi favorit cel care îl susține pe Ludovic Orban. Pe de altă parte, rămâne de văzut ce se va întâmpla. Cei doi contracandidați, așa cum spuneam, Ludovic Orban și premierul Florin Câțu, se vor întâlni astăzi aici la sediul partidului la ora 17. Așadar, vor fi față în față după ce mai multe zile la rând aceștia și-au spus în contradictoriu mai multe replici. Rămâne de văzut până la urmă care va fi atmosfera dintre cele două tabere. Gabriela Mihai, mulțumesc pentru informații. Mergem mai departe. Șobolanii adunați în sectorul 1 din cauza gunoaielor de pe străzi se plimbă liniștiți până și prin Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu. Reprezentanții unității medicale spun că pur și simplu duc o luptă pe viață și pe moarte pentru ca șobolanii să nu intre în clădire, mai ales că blocul operator de ortopedie se află la parterul clădirii.
Conducerea spitalului arată că se face deratizare cât de des se poate, însă tot mai ajung șobolani de la metrou, iar riscul este mare. Și discutăm pe marginea acestui subiect cu domnul Alexandru Ulici, managerul Spitalului de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenția la știrile B1 TV. Bună ziua. Așadar, domnule Ulici, cât de gravă este întreaga situație, trecând peste faptul că este deranjantă, vă rog? Situația este gravă în măsura în care nu e normal să umble rozătoarele chiar așa la liber, cum se spune. Însă situația pot spune că noi aici la spital o ținem sub control prin acțiunile de ratizare pe care le facem periodic și se spun periodic atât de des cât se poate. Mai mult decât atât, acum avem și suportul a două companii care ne-au ajutat pro bono cu niște capcane, spun ei, niște super performante care să, practic, să ne rezolve problema pe perioadă mai lungă de timp. Au fost ploi, gunoaie e de notorietate că există pe străzi. Au fost situații în care șobolanii sau, mă rog, șoareci au intrat în clădirea spitalului? În ultimul an nu, pentru că și măsurile pe care le luăm noi sunt din ce în ce mai eficiente. Dar e un pericol, mai ales că noi avem un bloc operator, așa cum a spus, la parter. Ați încercat să aveți o discuție cu reprezentanții primăriei? Ați solicitat ajutor sau un punct de vedere? Există o comunicare la nivel tehnic, adică departamentul nostru tehnic a mai ținut legătura cu reprezentanții ai primăriei, dar la nivel de primar, manager, nu s-a putut comunica în perioada aceasta. Da, mulțumesc pentru aceste informații, Alexandru Ulici, așadar managerul Spitalului de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. Noi continuăm știrile, doamnelor și domnilor. Un bătrân a fost accidentat mortal pe trecerea de pietoni în localitatea Ieșeană, Lețcani. Imediat după producerea accidentului, la locul tragediei și-a făcut apariția și fiica victimei, care a fost distrusă de dispariția tatălui. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Potrivit polițiștilor, ajunși la fața locului, șoferul unui SUV marca Toyota circula cu viteză mare prin localitate. Dovadă în acest sens este gradul de avariere a mașinii în urma impactului. Pietonul în vârstă de 84 de ani a fost lovit în plin de mașina de teren și a fost târât apoi aproximativ 40 de metri. La fața locului a ajuns un echipaj medical, dar în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul a decedat. Șoferul a fost apoi supus etilotestului, iar rezultatul a fost negativ. Pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. La câteva minute după tragedie, la fața locului și-a făcut apariția și fiica victimei. Șoferul n-a avut curajul să coboare din mașină să o înfrunte pe fiica celui pe care l-a omorât. Acesta a vorbit doar cu polițiștii care apoi l-au dus la sediu pentru audieri. Ne spuneți nouă ce s-a întâmplat? Din cauza accidentului, traficul a fost restricționat și s-a circulat bară la bară timp de mai multe 10 de minute. Polițiștii fac acum cercetări legate de producerea accidentului. Imagini șocante surprinse în capitală. Un adolescent de 16 ani a bătut cu sălbăticie un copil într-un parc din sectorul 6 din București. Băiatul a fost dus la poliție și s-a deschis un dosar penal. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile șocante au fost surprinse în parcul Drumul Taberei din sectorul 6 al capitalei. Băieții de 15 și respectiv 16 ani s-au luat la ceartă din cauza unei fete, iar de aici și până la bătaie nu a mai fost decât un pas, doar că cel mai firav dintre combatanți n-a avut nicio șansă, iar celălalt nu a avut milă de victima sa. Copilul a fost trântit la pământ și lovit fără întrerupere cu pumnii și picioarele. Nici măcar când aproape că nu mai putea mișca și abia îi mai putea cere celuilalt să se oprească, bătaie
bătaia nu s-a oprit. Iar în tot acest timp, un alt prieten al agresorului a stat și a filmat toată scena. Abia după minute bune s-a decis să-l oprească pe acesta. Pe baza imaginilor, polițiștii s-au autosesizat și l-au identificat pe agresor. Și s-a descoperit că minorul de 16 ani are antecedente penale, având la activ o tâlhărie. Deocamdată nu a fost identificată victima. Agresorul a fost dus la audieri, iar parchetul judecătoriei sectorului 6 a deschis dosar penal pentru loviri și alte violențe. Lux pe bani publici la Pro-România, partidului Victor Ponta a cumpărat din subvenția acordată partidului un model Tesla X în valoare de peste 130.000 de euro. Foștii colegi de partid al lui Ponta, care au bani de recuperat după campaniile eșuate ale partidului, acuză că mașina electrică de lux a fost cumpărată chiar la dorința lui Ponta. Așa arată mașina de lux pe care liderul Pro-România, Victor Ponta, a cumpărat-o din subvențiile primite de la statul român. Asta chiar dacă partidul pe care îl conduce nu a intrat în Parlamentul României. Modelul Tesla X atinge 100 de kilometri în 3,9 secunde, are 7 locuri, peste 500 de kilometri autonomie și peste 560 de cai putere și a fost comandat la cererea lui Victor Ponta. Trezorierul Mircea Dobre susține că mașina nu e folosită doar de Ponta. Mașina respectivă este o mașină pe care o folosește inclusiv președintele partidului și, bineînțeles, și alții din conducerea partidului Pro-România pentru desfășurarea activității. Nu este mașina lui Victor Ponta, este mașina partidului Pro-România. Banii au fost din subvenția partidului, așa cum și alte partide au achiziționat bunuri mobile din subvenția care le-a fost acordată. Aceasta nu a fost însă singura mașină de lux cumpărată de Pro-România din bani publici. Partidul a deținut și un Mercedes Sprinter, care, datorită modificărilor, a ajuns să coste până la 150.000 de euro. Cel puțin așa susține fostul șef de campanie al partidului, Constantin Iacov. Există un microbus care a costat vreo 150.000 sau 160.000 de euro, care urmează să fie executat. Un microbus Mercedes care mergea doar președintele partidului Ponta și acel microbus a fost modificat și a costat vreo 160.000 de euro. Sprinterul lui Ponta a fost modificat în județul Galați și a fost folosit în campania de la locale și parlamentare pentru deplasarea liderilor Pro-România. Acesta a beneficiat de televizoare, fotolii modificate, instalație nouă de climatizare și alte elemente de confort față de modelul din fabrică. Sprinterul a fost însă implicat într-un accident și făcut daună totală. Pe lângă cele două mașini de lux a mai fost cumpărată din subvenție și o Skoda. Astfel, valoarea mașinilor cumpărate de Pro-România din banii de subvenție ajunge la peste 300.000 de euro, bani care acum ar trebui să fie returnați. Toți creditorii care au început executarea silită ar fi o sumă undeva între 3 și 5 milioane. Eu am 440.000. De lei. Atât am împrumutat, da. La o firmă sunt eu acționar, acolo știu că s-a împrumutat cu 1.100.000 și problema e că trebuie întrebat Victor Ponta ce a făcut cu banii ăștia. Problemele financiare ale Pro-România au început să apară după ce partidul nu a mai intrat în Parlament și nu mai beneficiază de subvenție. Astfel, Autoritatea Electorală Permanentă a decis să nu ramburseze întreaga sumă cheltuită în campania de la parlamentare, iar acum partidul fostului premier va fi executat silit, inclusiv mașinile de lux pe care le-a cumpărat. Incitarea la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. Proiectul a fost adoptat ieri de Camera Deputaților și este salutat de președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Ceaba Staloș spune însă că nu este suficient pentru a elimina discriminarea din societatea românească. Modificarea din codul penal constă în faptul că acum se pedepsește și incitarea la ură împotriva unui singur individ dintr-un anumit grup. După noua definiție, se va proteja și persoana fizică în mod individual împotriva acestor fapte, nu doar un grup de persoane, așa cum a prevăzut legea până acum. Aceasta era o deficiență a infracțiunii din codul penal, deficiență sesizată de instituțiile internaționale de drepturile care se ocupă de drepturile omului, deci a fost o cerință constatată și formulată în rapoartele de țară pe România și este un pas înainte, astfel dacă și o persoană fizică este vizată de incitare la ură și discriminare prin
incitare la violență, ură și discriminare, este protejată împotriva acestor fapte, nu doar un grup de persoane. Ceaba Aștaloș consideră că nu este suficientă o singură lege care să pedepsească discriminarea sau actele de violență pornite pe fondul discriminărilor. Președintele CNCD spune că educația în această direcție trebuie începută din școală. Prevenția este extrem de importantă, începând din educație, școli, și, de fapt, cei care reprezintă și sunt formatori de opinie și reprezintă un exemplu în societate. Camera Deputaților a fost for decizional, iar legea urmează să fie trimisă președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Am revenit la știri, doamnelor și domnilor. Continuăm cu informații externe. Moment șocant în Indonezia, unde o femeie a fost filmată în timp ce leșina după ce a fost biciuită de către poliția islamică. Femeia încălcase legea Sharia și întreținuse relații sexuale înainte de căsătorie. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Acesta a fost momentul în care femeia din Indonezia a leșinat după ce a primit numai puțin de 100 de lovituri de bici din partea poliției islamice. Ea se făcea vinovată de faptul că întreținuse relații sexuale înainte de căsătorie, lucru care încalcă legea islamică Sharia. După ce femeia și-a revenit, ofițerul responsabil de îndeplinirea sentinței a precizat că și-a învățat rapid lecția. Și partenerul femeii a fost biciuit tot de 100 de ori. Alături de ei a mai primit 75 de lovituri de bici persoana care a oferit o cameră cuplului, iar o alta a primit 40 de lovituri pentru consumul de alcool. După primirea pedepsei, oamenii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Legea islamică se mai aplică într-o singură regiune din Indonezia, cunoscută pentru conservatorismul ei. În 2018, autoritățile au promis că vor înlocui biciuirea publică cu pedepsa cu închisoarea, cu una făcută în închisoare. Teoria infiltrațiilor de apă devine tot mai plauzibilă în cazul prăbușirii blocului din Miami. O localnică a surprins imagini ale blocului făcute cu doar câteva minute înainte de prăbușire și care arată foarte clar cum apa se scurgea de la un nivel superior tocmai până în beciul clădirii. Între timp, bilanțul victimelor a mai crescut. Acesta a fost momentul în care o localnică a surprins o scurgere de apă de la un etaj superior tocmai până în subsolul clădirii, unde se afla și un garaj. Doar 7 minute mai târziu, clădirea s-a prăbușit chiar lângă femeie. Filmarea vine în condițiile în care numărul victimelor confirmate continuă să crească, situându-se acum la 18 persoane decedate. Printre acestea se numără și 2 copii, unul de 4 ani și un altul de 10 ani. Alți 145 de oameni sunt dați dispăruți. I'm very pained to tell you that we found 2 additional bodies in the rubble. It is also with great sorrow, real pain, that I have to share with you that 2 of these were children. Blocul din Miami-Dade, vechi de 40 de ani, s-a prăbușit în timpul nopții pe 24 iunie. Tragedia s-a produs în ciuda existenței mai multor semne de avertizare, inclusiv a unui raport oficial. Ultimul semnal de alarmă tras cu privire la problemele de structură apăruseră cu doar 36 de ore înainte de prăbușire. Zeci de gardieni care au luat parte la înăbușirea unei revolte dintr-o închisoare din Italia au fost sancționați de autoritățile de la Roma pentru faptul că ar fi bătut mai mulți deținuți. Măsurile au fost luate după ce ministrul italian al justiției a acuzat pe gardieni că prin acțiunile lor au adus o ofensă la adresa demnității deținuților. 52 de gardieni din închisorile din Italia au fost suspendați din funcție, iar pe numele lor vor fi deschise și dosare penale din cauza unor presupuse abuzuri din timpul unor revolte din aprilie 2020. Atunci, în mai multe închisori din peninsulă au izbucnit revolte în rândul deținuților, motivul invocat fiind faptul că nu le-au fost date măști și teste rapide, dar și pentru că fusese depistat un caz de infectare cu coronavirus. O parte a gardienilor care au intervenit să înnăbușe revoltele sunt acum acuzați că i-au lovit cu pumnii, cu picioarele și cu bastoanele pe deținuți, în unele cazuri chiar și atunci când aceștia se aflau căzuți la podea. După incident în presă, au apărut mai multe imagini din interiorul închisorii, în urma cărora ministrul justiției italian Marta Cartabia a cerut demararea unei anchete oficiale. Ulterior, ea a caracterizat incidentul drept o trădare a Constituției Italiei și o ofensă la adresa demnității deținuților. Pe lângă cei 52 de deținuți vizați de anchetă, mai sunt și alte câteva zeci de persoane cu alte funcții, printre care și șeful poliției din închisorii.
procurori, 3 inspectori și 2 comisari. În total vor fi anchetați peste 110 persoane. La începutul lunii aprilie 2020, 10 închisori din Italia au fost cuprinse de revolte, iar motivele inițiale nici măcar nu aveau legătură cu coronavirusul. Deținuții erau de fapt deranjați de regimul de vizite, iar ulterior au invocat motivul cu coronavirusul. Deținuții au incendiat mai multe secțiuni ale închisorilor, au luat ostateci, printre care și angajați medicali, iar unul dintre ei a și evadat. În urma intervenției poliției, 12 deținuți și-au pierdut viața. La acea dată, Italia era focarul de coronavirus al Europei și întregul continent se confrunta cu o lipsă acută de măști și teste. Cifre îngrijorătoare în Brazilia, unde coronavirusul a făcut mii de victime și în rândul copiilor sub 10 ani. Guvernul condus de președintele Jair Bolsonaro a raportat o cifră a deceselor care este însă contestată de organizațiile neguvernamentale, pe motiv că ar fi de 4 ori mai mică decât cea reală. Brazilia se confruntă în continuare cu rate ridicate de infectări și decese cauzate în cea mai mare parte de tulpina braziliană. 1122 de copii cu vârste sub 10 ani, atâția a raportat guvernul condus de președintele brazilian Jair Bolsonaro, că au murit din cauza COVID-19. Organizațiile neguvernamentale au precizat însă că în realitate numărul este de aproape 4 ori mai mare și că trece de 4000 de copii. Cifra este și de peste 10 ori mai mare decât cea din Statele Unite, care a raportat 382 de decese în rândul copiilor sub 10 ani. Potrivit ONG-urilor, raportarea inexactă a guvernului a dus și la situația în care medicii pediatri brazilieni să nu-i testeze anticovid suficient pe copii, întrucât consideră că nu este necesar. În plus, atunci când copiii ar prezenta simptome similare celor de COVID-19, medicii pediatri de regulă ar fi înclinați să ofere un alt diagnostic. Alte cifre mai indică și faptul că 60% dintre copiii decedați provin din medii sărace cu un acces redus la asistența medicală de calitate. Nu este prima dată când guvernul condus de Jair Bolsonaro se confruntă cu acuzații de subraportare a victimelor coronavirusului. În iunie 2020, autoritățile braziliene au schimbat modul de raportare a infectărilor și deceselor cauzate de COVID-19, pe motiv că nu era reprezentativ situației reale din țară. Ulterior, nici măcar nu au mai publicat cifrele totale ale infectărilor și deceselor. Brazilia este a doua cea mai afectată țară de coronavirus din lume. Până la această oră a raportat peste 18,3 milioane de infectări și aproximativ 512.000 de decese. Autoritățile din Grecia au emis o avertizare privind producerea unor incendii de vegetație din cauza temperaturilor ridicate. Informația a fost transmisă și de Ministerul de Externe, care îi avertizează pe românii care vor să plece în Grecia asupra pericolului de incendiu. Temperaturile ridicate din ultimele zile au făcut ca Grecia să nu mai reprezinte o destinație turistică sigură din cauza incendiilor de vegetație izbucnite pe suprafețe întinse. Autoritățile elene le recomandă tuturor persoanelor să evite aprinderea focului în aer liber, iar în cazul în care observă un incendiu sau semnele premergătoare producerii unui astfel de dezastru, să apeleze de urgență serviciul de pompieri la numărul de telefon 199 și să transmită detalii în legătură cu locul și punctul exact în care se află apelant, locul incendiului și direcția de manifestare, răspândire a acestuia, cât și tipul de vegetație care arde. Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români că pot apela la autoritățile românești din peninsulă în cazul în care au nevoie de asistență. Imagini care par desprinse din viitor au devenit realitate în Slovacia. O mașină zburătoare a efectuat un zbor de 35 de minute între aeroporturile din Nitra și Bratislava. Autoturismul hibrid poate zbura 1000 de kilometri la o înălțime de 2500 de metri și poate transporta 2 persoane. Iată imagine. Viitorul cu mașini zburătoare pe care îl vedeam până acum doar în filme pare tot mai aproape. Prototipul unei mașini zburătoare a reușit la începutul săptămânii să ducă la bun sfârșit un zbor de 35 de minute în Slovacia, între aeroporturile internaționale din Nitra și Bratislava. Autoturismul hibrid denumit Aircar este echipat cu un motor BMW și utilizează carburanți clasici precum benzina.
Creatorul mașinii avion, Stefan Klein, susține că hibridul poate zbura aproximativ 1000 de kilometri la o înălțime de 2500 de metri și că a înregistrat 40 de ore în aer până acum. Autoturismul se poate transforma în avion în 2 minute și 15 secunde. Două aripi coboară din părțile laterale ale autoturismului, iar acesta este gata de decolare. În aer, mașina zburătoare poate prinde o viteză de 170 de km la oră. Vehiculul poate transporta două persoane, cu o limită de greutate de 200 de kg. Spre deosebire de prototipurile de taxi inspirate din tehnologia dronelor, aircar nu poate decola și ateriza vertical și are nevoie de o pistă sau o șosea dreaptă de fiecare dată. Așteptările sunt mari în industria mașinilor zburătoare. Compania de consultanță Morgan Stanley a prezis că acest sector ar putea valora 1,5 trilioane de dolari până în 2040. Compania din spatele acestui prototip, Klein Vision, a investit mai puțin de 2 milioane de dolari în dezvoltarea aircar în cele 24 de luni de la începerea prototipului. Doar în Statele Unite sunt deja peste 40.000 de cereri pentru acest model, care nu a fost încă autorizat pentru comercializare. Final de jurnal, domnilor și domnilor, urmează emisiunea Se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Sunt Ștefan Pășcuță, mulțumesc pentru atenție. Ne revedem la ora 18 la principalele informații ale zilei. Rămâneți pe B1 TV.